Mi-e greu să aleg o singură persoană care m-a influențat în mod pozitiv, pentru că de la copilul năzdrăvan la omul, adultul, medicul de astăzi, am trecut prin extrem de multe etape. Și fiecare etapă a fost influențată de una sau mai multe persoane care m-au ajutat, m-au făcut să cresc. De la o doamnă învățătoare extrem de dedicată, care mi-a crescut aripile, la profesori care mi-au dăruit cărți și mi-au deschis orizonturile, la profesori care m-au învățat că trebuie să returnăm societății o mică parte din ce avem și m-au implicat în proiecte de voluntariat, la profesori medici care m-au ajutat să-mi aleg meseria pe care o am astăzi, să-mi aleg specialitatea pe care o am astăzi și care m-au ajutat să vreau mai mult. Nu în ultimul rând, sau un astfel de exemplu, este profesorul Alberto Peña, o somitate a chirurgiei pediatrice, o persoană pe care am avut onoarea să o cunosc în urmă cu câțiva ani în cadrul unui internship. M-a învățat un lucru pe care l-am reținut și pe care îl păstrez în minte în fiecare zi, că ochii noștri văd doar ceea ce mintea percepe. Astfel încât să putem vedea mai mult, să putem percepe mai mult, trebuie să ne deschidem mintea, să citim, să studiem în fiecare zi, să ne deschidem orizonturile, să fim deschiși, o expresie aceea englezească, open-minded, pentru că altfel stagnăm, ne oprim și nu este în beneficiul nostru, nu este în beneficiul pacientului. Am avut plăcerea de a-l revedea de mai multe ori la congrese ulterior și deși i-am spus-o și atunci, i-am spus-o și după că îi sunt extrem de recunoscătoare, nu cred că am știut și nu cred că știu vreodată să-i mulțumesc, dar îi mulțumesc. Sunt dr. Adnana Tomaja Ramani, vă transmit gândurile mele bune și vă rog să continuați șirul acestor gânduri bune.